Mâine de Ziua Națională a României puteți vizita Palatul Victoria, fiind organizată Ziua Porților Deschise. Premierul Dacian Cioloș va fi gazda evenimentului. Începând cu ora 11, premierul Dacian Cioloș va participa la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României în piața Constituției din București, după care va veni la Palatul Victoria. De Ziua Națională a României, cei care doresc să viziteze sediul guvernului vor avea acces pe la intrarea principală, urmând ca în intervalul orar 11-16 să poată vizita sala Muntenia, unde se desfășoară ședințele guvernului, sala Dobrogea, sala Transilvania, unde sunt organizate ceremoniile oficiale, sala Moldova, unde au loc întâlnirile oficiale ale primului ministru cu înalți oficiali străini, precum și centrul de presă.